Hello, infiniții mei, și bine ați venit, revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre ultima săptămână, să zic 7 zile, cam ce am făcut eu în afară de mersul la servici. Am mers la IKEA. Welcome to IKEA, micii mei infiniți. Mergem să vedem ce mai renovăm, ce mai găsim, Ce mai cheltuim? ce mai cheltuim. Vă iau înăuntru și vedem. Ce vedem? Welcome! Ce vedem? Și am luat ceva produse. Nu am cheltuit foarte, foarte mulți bani. Intenția era să cumpărăm un abajur pentru lustra noastră. Nu am găsit unul potrivit, așa încât m-am limitat la câteva produse pe care o să vi le arăt în acest clip, și alte lucruri pe care le-am făcut în această săptămână. Așadar, de la IKEA am luat aceste huse pentru haine, gândindu-mă că ar fi bine acum, la sfârșitul sezonului de iarnă, să îmbrac un pic hainele de iarnă, astfel protejându-le. De asemenea, am mai găsit un suport din acela de cărți. Am luat două suporturi de la Curtea Veche cu destul de mulți bani, 54 de lei suportul. Pe acesta am dat doar 15 lei. Este foarte puternic așa, ține foarte bine cărțile în bibliotecă și e o investiție bună cu puțin bani. De asemenea, am luat două chestiuțe din acestea naproane, cred că se numesc, de pus pe masă. Bucătăria mea este în tonuri de bordeaux cu alb și cred că se potrivește foarte bine. De asemenea, am găsit o latieră, cred că așa se spune, de la lapte. O latieră drăguță, are așa forma aceasta de arici. Și am dat puțin bani pe ea, era foarte redusă, așa încât, neavând alta acasă, e binevenită. De asemenea, un suport din acesta de silicon, cred că este, de pus cratița, tigaia pe masă când este fierbinte sau vasul în care tocmai am gătit. Și, nu în ultimul rând, o lumânărică. Este pusă așa în cutia aceasta de tablă și miroase foarte, foarte suav. A liliac, cred. La fel o să mă bucur de ea. Deci cam astea au fost cumpărăturile de la IKEA. Am luat și acest catalog. După ce îl voi răsfoi mult mai mult și mă voi plictisi de el, va ajunge la hârtie reciclată. Ce să vă zic, am văzut foarte multe living-uri drăguțe, multe bucătării micuțe și cochete, multe băi frumoase. Conceptul IKEA îmi place în general, pentru că merge pe minimalism și se potrivește foarte, foarte bine cu stilul nostru de renovare. Și o să vă citesc și ceva. Schimbarea ca o provocare. Viața are cel puțin o constantă. Schimbare. Schimbarea. Alegerile importante, pasiunile, noile tendințe, toate acestea înseamnă confort și alegeri fericite. Alege piese de mobilier flexibile, multifuncționale și soluții care te ajută să te adaptezi și să adaptezi spațiul în funcție de nevoile tale. Momentele alături de cei dragi, într-un spațiu confortabil și cald, sunt cele mai importante pentru starea noastră de bine. Bine ai venit acasă! Da, e drăguț așa conceptul magazinului IKEA. Noi trebuie să facem drumul până la București, e cel mai aproape. Înțeleg că mai există un IKEA în Cluj. E mai aproape de noi Bucureștiul, deci mergem cu plăcere la IKEA. Și întotdeauna și merge și o porție de chifteluțe suedeze. Ce ai de spus? Mâncăm, mâncăm. Meniu chifteluțe suedeze cu piure, cu sos, gem de merișoare.
cum ești cu slăbitul? Nu știu, o să văd mâine. Cu cura? Vezi, nu prea bine, dar o să mai recuperez eu. Da? Azi ne facem de cap? Da, mă știu. Bine, poftă bună! Și la mall, Băneasa Shopping City. Nu știu, ne uităm și noi, dacă găsim ceva redus și pe gustul meu. Ai făcut cumpărături din IKEA? Am făcut și cumpărături din IKEA, o să vi le arăt acasă. Da? Da. Ok. Continuăm. Apoi am mers și în Băneasa Shopping City. Ce să zic, un mall destul de mare, un pic muzeu, în sensul că prețurile mi s-au părut foarte, foarte mari. Eu am mers pe continentul nord-american la magazinele de firmă, gen Tommy Hilfiger sau Calvin Klein, și prețurile erau cu totul altele. Și m-am gândit să nu mai cumpăr lucruri inutile și să-mi fac așa un fel de kit, un fel de kit cu produsele lunii, să nu achiziționez decât ceea ce îmi trebuie cu adevărat, fără să mă gândesc că, uite, am găsit un ruj în nuanța aceasta și îl vreau. Nu, dacă am câteva nuanțe de ruj, cred că mă pot descurca cu acelea. Și iată ce conține kitul meu. Vopseaua, care am luat-o din Shopping City de acolo. Am găsit nuanța aceasta cireașă roșie. De asemenea, un demachiant, o apă micelară. Am încercat-o acum pe cea de la L'Oréal Paris. Cred că mi se potrivește și voi merge cu ea până la ultima picătură. Și de asemenea, fondul de ten care se terminase, l-am luat pe acesta de la Apivita. De fapt, este o cremă colorată cu 83% ingrediente naturale, Sun Care, Oil Balance și cu factor de protecție 30. Toate acestea alcătuiesc kitul meu pe această lună. Nu vreau să mai cumpăr alte produse cosmetice pentru că am din plin. Și după ce voi goli produsele cosmetice pe care le am, atunci îmi voi cumpăra altele. Mă scuzați un pic, am o tuse. Bun, ce voiam să vă mai arăt? Da, înainte să vă citesc ceva despre ce înseamnă un kit, exact așa cum am făcut și eu kitul de produse. Kitul înseamnă practic tot ceea ce se găsește în truse, în cutii, în etuiuri, în loc ca obiectele respective să fie depozitate direct în sertare, în dulapuri sau pe rafturi. O trusă de prim ajutor e un kit, o trusă de toaletă, o cutie de ustensile sunt tot kituri. Să ai kituri pentru orice îți ușurează enorm viața cotidiană. Când mergem la piscină, nu mai trebuie să căutăm costumul de baie prin șifonier, să luăm un prosop din baie, câteva monede pentru vestiar și cardul de abonat uitat într-un sertar. Pur și simplu ne luăm kitul de piscină. De asemenea, kitul cotidian poate fi o trusă aflată mereu la îndemână sau păstrată pe birou, care să conțină câteva medicamente, leucoplast, lac de unghii, un USB. Trusa aceasta are meritul că ne obligă să ne acumulăm tot soiul de gadgeturi care sufocă. Nu ne obligă, de fapt, să acumulăm tot felul de soiuri de gadgeturi care ne sufocă. Și este foarte, foarte utilă. Da. Așa am făcut și eu acest kit și de fiecare dată mă voi gândi ce produse cosmetice s-au terminat și ce aș putea înlocui acest kit lunar. Mi-am mai luat și două carcase de telefon pentru telefonul meu LG K11. Am găsit-o pe aceasta, așa un pic glamour și nu știu, voi folosi poate atunci când voi avea un party sau o nuntă sau ceva, e destul de festivă. Dar și pe aceasta cu flori pe care o voi folosi în special acum, că tot vine primăvara și abia aștept. Și telefonul va avea o cusă nouă. Ce mai am să vă mai arăt? Am cumpărat două astfel de tăvițe. Noi de regulă gătim în bucătărie, dar mâncăm de fiecare dată în living și ne trebuiesc
două tăvițe, le-am găsit pe acestea cu Londra, mi s-au părut foarte picturale și drăguțe, așa încât am luat două ca să fie foarte, foarte fain atunci când servim masa în living și să avem suportul fiecare. Pentru că vine 1 martie și pentru că îmi plac DIY-urile, adică do it yourself la tine acasă, în colaborare cu soacra mea am făcut aceste, nici nu știu cum să le spun, mici mandale croșetate. Ele sunt handmade, sunt de diverse forme, le-am pus un șnuruleț și așteaptă să fie dăruite colegilor mele. Și abia aștept să avem momentul de 1 martie când colegii vor primi acest mărțișor DIY. Bun. Cam acesta a fost clipul de astăzi. O să mă gândesc, aș vrea un pic să dau un restart vlogului meu și să mă gândesc la anumite teme. Nu știu exact pe ce să merg, poate îmi lăsați în comentarii. Astfel încât să fac clipuri de calitate pentru voi. Până data viitoare, nu uitați, be happy, be bright, be you. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu de YouTube. Un like sau un dislike, așa cum considerați, și ne vedem la next vlog.